Eroii din jocurile video pot lua multe forme. Unii sunt instalatori italieni supraponderali, alții sunt oareci albaștri, alții sunt orice o fi Rayman și regretabil. Mulți sunt personaje de Final Fantasy care să recunoaștem după 7 au devenit femei. Rare ori mai vezi un joc la care personajul principal să fie un om de om. Un tip destul de dur încât să-l salveze pe președinte, cineva care are Balls of Steel. Sigur, sunt mulți care se prefac. Indivizi care cred că un pumn de steroizi, o armă mare și o armură de 2 tone îi fac mai duri. Dar nu sunt decât niște pretendenți fără speranță. Acest top este dedicat indivizilor cu adevărat duri. Genul de indivizi pe care îi putea arunca astăzi în iad și mâine vor fi la ușa ta, proaspăt ieșiți într-o coloană de foc cu un sac de gheață ștampilat iad serele într-o mână și capul diavolului într-alta. Tocmai am băut un pahar de sifon rece și nu pot vorbi altfel, așa că să începem. Top 7 tip duri. Înainte de a începe, trebuie să menționez că oricine poartă o armură ce cântărește de 2 ori mai mult decât propriul corp nu este inclus în acest top. Asta înseamnă că Master Chief nu intră în discuție și, din păcate, nici în legiunile de Space Marines. Locul 7. Duke Nukem. A fost o vreme, acum un deceniu, când lumea era la picioarele lui Duke. Nici un alt personaj nu-i putea face față, niciunul nu avea replici la fel de tare ca ale lui, sau un joc la fel de bestial ca Duke Nukem 3D. Sigur, replicile lui Duke și personalitatea sa erau inspirate de actori de acțiune celebri și filme de acțiune, precum Roddy Piper în They Live și singurul individ în lumea reală care chiar este mai tare decât Duke, Bruce Campbell. În cariera sa, Duke a învins în mod repetat invazii de extraterestri, mutanți și hainele multor femei. Puține personaje se pot lăuda cu un palmares la fel de impresionant ca al lui Duke. Lucru evidențiat de cartea ce a scris-o, intitulată Cât de tare sunt. Motivul pentru care acest titan al anilor 90 este abia pe locul 7 vine de la faptul că a ieșuat să se întoarcă în marea sa capodoperă Duke Nukem Forever. Desigur, această emisiune este înregistrată înainte de PAX, așa că dacă va fi vreun anunț făcut acolo legat de Duke, acest top nu va mai fi valid. Poate nu în totalitate, dar destul cât să-l propulseze mai sus față de restul opoziției, așa cum ar fi trebuit să facă 3D Realms în ultimul deceniu. Locul 6. Snake. Ce poate fi spus despre Snake? Câți alți indivizi cunoașteți care sunt atât de tari încât tot ce au nevoie pentru a infiltra și distruge o bază inamică este o cutie de carton? Răspuns, doar unul, dar acela nu se pune la socoteala pentru că este extrem de jalnic. Snake era soldatul perfect, un individ care toată viața sa nu a știut decât un singur lucru, război. Dar nu orice fel de război, genul de război la care se află singur împotriva unei armate de inamici, care nu sunt teribil de atenți la mediul înconjurător, deși au auzit clar o alarmă acum câteva minute. Printre talentele sale se numără un stil de luptă corp la corp pe care el l-a inventat, abilitatea de a rămâne nevăzut în orice mediu, abilitatea de a ținti cu precizie neomenească și de a purta simultan o banderolă, o barbă și un petic pe ochi fără să pară ciudat. Snake a fost considerat atât de tare încât singurul mod de a găsi un locuitor a fost prin clonarea sa, ce a rezultat în 3 specimene. Unul nu a fost chiar atât de deștept, altul a devenit președintele Statelor Unite și a vrut să conducă lumea, iar ultimul semăna atât de mult cu originalul, încât ar fi putut la fel de bine să fie originalul. Nu numai asta, dar Solid Snake a reușit să-l învingă pe Snake cel original de mai multe ori și a luptat împotriva unui număr mare de roboți atomici gigantici și a fost în stare să facă asta fără nici măcar o replică de 2 cuvinte memorabilă. Asta necesită tupeu, nu glumă. Locul 5. Max Payne. Îl cheamă Max Payne. Asta ar trebui să fie tot ce trebuie să știți despre el. Numai pe baza acestui fapt merită luat în evidență pentru acest top. Dar nu se termină aici.
Max Payne este responsabil pentru aducerea noțiunii de bullet time în jocuri și de la el nimeni nu a reușit să facă bullet time să pară a fi altceva în afară de un truc ieftin adăugat unui shooter de duzină. Aventura lui Max Payne nu era un shooter de duzină, era povestea unui detectiv ce a pierdut tot ce era mai drag și s-a retras într-o lume întunecată, înconjurat de criminali, unde diferența dintre bine și rău nu mai era definită nici de om, nici de lege, ci de răzbunare. Tot ce stătea în cale urma să moară, până ce fantomele trecutului care îi devorau mintea și sufletul erau satisfăcute. Nimic nu l-a putut opri. Nu o supradoză de vii, nu o căzătură de la 50 de metri și nici un glonț în cap, atât timp cât mai sunt oameni care trebuie să plătească. Max Payne se va întoarce și cu puțin noroc, al treilea joc din serie va fi anulat sau înmânat altcuiva în afară de o echipă de retardați. Locul 4. Geralt of Rivia. Sigur, Geralt își are origine într-o serie de cărți, dar să fim sinceri, acest om a fost creat pentru a fi un personaj într-un joc video. Adoptat de o grupare de vânători de monștri, încă de mic a demonstrat că este capabil să meargă mai departe decât semenii săi, iar răsplata sa pentru asta a fost experimentarea cu substanțe mutagene instabile ce l-au făcut să-și piardă culoarea părului, dar de pe urmă cărora a devenit mai rapid, mai puternic și mai eficient la două lucruri. Primul este omorâtul. Al doilea a fost descris pe larg în primele pagini din cartea sa și era tradus eronat în prima versiune a lui The Witcher cu termenul de a ședea. Geralt este singurul individ pe care îl puteți vedea în prezent în jocuri, care într-o minută îl invoacă pe Dagon din adâncuri și îl omoară cu mâinile goale, iar într-altul face avansuri cu succes unei zeități. Talentele lui Geralt nu se rezumă doar la termul supranatural, astfel și-a câștigat numele de măcelarul din Blaviken. La urma urmei, ca orice Witcher adevărat, misiunea lui este de a distruge răul mai mare, pentru că în lumea sa, răul mai mic este cel mai apropiat lucru care există de bine. Geralt este elita unui grup de luptători superiori oricărui muritor din lume. Este genul de personaj pe care BioWare eșuează de ani de zile să-l cloneze. Locul 3. Kyle Katarn. Katarn a fost adesea descris ca fiind fratele lui Chuck Norris, dar pentru că o galaxie nu poate să conțină doi indivizi atât de tari, Kyle a fost trimis într-o galaxie foarte, foarte îndepărtată. Încă de la început era evident că era ceva diferit la el față de cei din jurul său. Spre exemplu, în zilele în care era un stormtrooper al Imperiului, era singurul capabil să-și numerească țintele cu un blaster, fapt pentru care a devenit un comandant. Atât timp cât Kyle era de partea Imperiului, Vader și Palpatine nu au avut probleme. Dar după ce Imperiul a făcut prostia de a omorî tatălui Kyle, acesta s-a supărat. Niciodată nu vrei să-l superi pe Kyle. Ca răzbunare, a început să distrugă sistematic întregul Imperiu, începând cu furtul planurilor pentru Death Star și culminând cu distrugerea inițiativei de a produce o nouă generație de soldați numiți Dark Troopers. Aceștia ar fi fost capabili să strivească orice armată rebelă dacă nu ar fi fost omorâți cu toții cu brutalitate de Katarn. Și a făcut toate astea în arma doar cu o barbă și un pistol Briar. Sigur, mai ținea o tonă de arme în spatele său, dar erau acolo doar pentru că s-ar fi mișcat prea repede fără ele. Nu e distractiv, dacă inamicul nu crede măcar că are o șansă. Nici Boba Fett nu a putut să-l oprească să împingă Imperiul pe drumul distrugerii, iar apoi a primit puterea Forței pentru că Forței era frică de el, transformându-l dintr-un pericol pentru orice lucru viu din imediata sa vecinătate într-o amenințare pentru orice lucru viu. Punct. A avut chiar ocazia să devină noul împărat, dar i-a convenit? Nu. Pentru Kyle, puterea nu însemna nimic. Barba lui avea mai multă putere decât Vader și Palpatine la un loc. A renunțat la forță pentru o vreme ca să-i dea timp să se regenereze, după ce a folosit-o să șteargă din istorie episoadele 1, 2 și 3 din Star Wars, dar le-a recăpătat când a văzut cât de incompetent era Luke la a reclădi Ordinul Jedi. Dacă tot nu am reușit ca să subliniez cât de tare era Kyle atunci,
Când ucenicul său trădător se lupta împotriva lui, în loc să-l taie în bucăți cu un lightsaber, începe să-l ia la pumn și să-l dea cu capul de pereți. Nu veți întâlni niciun Jedi care să folosească un astfel de stil de luptă, pentru că numai Kyle Katarn și barba sa au curajul și priceperea să se lupte cu mâinile goale și fără puteri împotriva unui Dark Jedi înarmat cu un lightsaber. Locul 2. Agentul 47. 47 nu se află în acest top doar pentru că practic s-a născut în România și asta îl face unul de-a nostru, ci pentru că este genul de individ dur care nu trebuie să spună nimic, nu trebuie să facă nimic, nici măcar nu trebuie să știi că este acolo, pentru că o să mori oricum în următoarele 2 secunde. 47 este apogeul eficienței, cel mai bun asasin din istorie, capabil să asiste la propria sa înmormântare și să fie singurul care se iasă de acolo cu viață. Nedetectabil, nedocumentat, nevăzut, este ca un mit, o legendă, o fantomă, o șoaptă în întuneric cu un singur scop, să omoare fără eșec. Locul 1. Gordon Freeman. Una e să fii un Jedi, asasin clonat, soldat clonat, detectiv înarmat, mutant medieval sau Duke Nukem, prins într-o luptă împotriva unui inamic de dincolo de stele, și e cu totul alta să fii un savant cu ochelari ce își petrece timpul făcând calcule pe o tablă, prins într-o luptă împotriva unui inamic de dincolo de stele. Ca să fii în esență un nimeni în mijlocul unui eveniment la care oamenii la fel de nimeni ca tine mor cu zecile, și în loc să te ascunzi într-un colț rugându-te pentru o moarte rapidă, să iei o rangă și să începi să dezlănțui o furie brutală asupra tot ce îți stă în cale, asta necesită... Balls of Steel! De fapt nu, mai mult, de diamant combinat cu titaniu. Cred că de asta Gordon Freeman nu este auzit niciodată. El vorbește, dar vocea sa este atât de joasă încât a trecut de tărâmul ultrasunetelor. S-ar putea fi un tip atât de dur, încât orice cuvânt ar spune ar cauza moarte instantanee la nivel planetar. Adevărul probabil îl vom afla în Half-Life 3. Până atunci, Gordon își poate atârna ranga oriunde vrea, pentru că nimeni nu are curajul sau nebunia să-i spună că nu poate. Aici se încheie acest top dedicat celor mai duri indivizi din jocurile video. O mențiune specială este acordată lui Sir Sam. Serios, tipule, am încercat să te bag în top, dar Duke a spus... I'll rip your head off and shit down your neck.